În jur de 86.000 de câini care trăiesc pe raza județului Giurgiu sunt incluși în campania de vaccinare antirabică de toamnă. De la 1 noiembrie, medicii veterinari vor bate la porțile giurgiuvenilor pentru a vaccina câinii din gospodării. În același timp, se va efectua imunizarea vulpilor, animale care reprezintă rezervorul principal de rabie. Această campanie se face conform ordinului Autorității Veterinare 29 din 2014, ordin care este de fapt programul nostru strategic. Bineînțeles că vaccinarea se va face numai la animalele care au fost microcipate și populația ar trebui să înțeleagă că lucrul ăsta este obligatoriu și în felul ăsta fac și un apel la populație prin care să fie cooperantă cu medicii veterinari pentru a putea finaliza această acțiune. Cetățenii trebuie să știe că vaccinarea antirabică se va face în mod gratuit, însă doar după ce își vor imuniza animalele de companie. Inspectorii sanitari veterinari precizează din nou că implantarea microcipului este mai ieftină decât amenda pe care o pot primi pentru că nu își înregistrează patrupedele. Pe perioada campaniei, localnicii sunt obligați să își țină câinii legați în curte, iar la plimbare să fie scoși numai în lesă și cu botniță. Rabia se transmite la om prin saliva animalelor bolnave care au mușcat sau zgâriat. În cazul suspiciunii de rabie, populația trebuie să anunțe imediat medicul veterinar.